Ziua 39. Trebuie să fii un conducător al lumii interioare. Avem cu toții un regat în interior, un adevărat regat. Vrem cu toții să devenim regi, dar continuăm să căutăm în direcția greșită, continuăm să căutăm în exterior. Poți deveni un rege în exterior, dar în interior, adânc în tine, știi că ai dat greș. Ești încă sărac, încă gol, nimic nu s-a împlinit încă, iar viața ți-a alunecat printre degete în timp ce tu culegeai gunoaie. Un Alexandru cel Mare moare la fel de sărac ca un cerșetor. Așa că tot spectacolul e o amăgire. Adevăratul regat este cel interior. Un Buddha, un Zarathustra, un Lao Tzu, un Isus, ei sunt adevărații regi, pentru că se guvernează pe ei înșiși. De regulă, noi suntem sclavi care se prefac în a fi conducători. Până când nu ne cucerim propriul inconștient, vom rămâne doar niște impostori, niște sclavi care joacă tot felul de jocuri în care pretind diverse și amăgesc pe toată lumea și continuă să proclame: nu sunt ceea ce credeți voi că sunt. Și știe ce este el în realitate și toți ceilalți știu, pentru că și ei fac același lucru. Toți sunt cerșetori și toți se ascund sub măști. Fii un rege adevărat. Frumusețea regatului interior înseamnă că nu există nici o competiție. Ai propriul regat, eu îl am pe al meu. Nu se ciocnesc niciodată, nu se suprapun. Fiecare persoană are o lume interioară foarte vastă, unde nu există competiție, luptă și nici certuri cu nimeni.